Deși iarna meteorologică a sosit încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă. Momentul solstițiului de iarnă 2021 în România este marți 21 decembrie la ora 17:59. Solstițiu înseamnă soare nemișcat și marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică. Acest eveniment astronomic este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, care reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice. Este ziua anului în care lumina zilei are cea mai scurtă durată în emisfera nordică și cea mai lungă durată în cea sudică. Este momentul când Soarele se află cel mai jos pe porta cerească, deci noaptea va fi cea mai lungă, ziua cea mai scurtă. De mâine ziua începe să crească până la solstițiu de vară, care va fi în iunie. Între cele două solstiții, de iarnă și de vară, avem două echinocții. Un echinocțiu de primăvară, care este undeva la, în jurul datei de 21 martie, și un echinocțiu de toamnă, în jurul datei de 20-21-22 septembrie, când ziua este egală cu noaptea. Solstițiul se datorează înclinării axei Pământului față de orbita pe care se mișcă în jurul Soarelui, ceea ce face ca jumătate de an Soarele să ilumineze mai puternic, mai mult emisfera nordică, iar cealaltă jumătate de an mai mult emisfera sudică. La solstițiu, Soarele se găsește fie în poziția cea mai înaltă la meridian pe bolta cerească, în cazul solstițiului de vară, sau în poziția cea mai joasă, în cazul solstițiului de iarnă. Începând de la data solstițiului de iarnă și până la 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător. În biserica Monument UNESCO Pătrăuți, ectitoria lui Ștefan cel Mare de la 1487, razele solare produc un adevărat spectacol tot timpul anului și au atras atenția mai multor fizicieni atât din România cât și de peste hotare. Proiecțiile sunt considerate a fi unice în lume, deoarece se petrec atât pe parcursul întregului an, dar mai elocvente sunt la ambele solstiții și echinocții, când acoperă toate simbolurile creștine legate de Isus, de la naștere până la înviere. Concluzia noastră este că biserica a fost calculată din punct de vedere matematic, astfel încât să fie în relație cu soarele la solstiții și la echinocții. Ceea ce este extraordinar în Biserica de la Pătrăuți și cel mai probabil în toată arhitectura moldovenească medievală, este faptul că s-a inventat un stil de arhitectură unic, astfel încât soarele să fie un indicator simbolic în nu doar o dată pe an sau de două ori pe an, ci în cele patru puncte esențiale ale anului, ale calendarului, și astfel să fie legat de cât mai multe sărbători. Concret, în Biserica de la Pătrăuți, începând cu a doua săptămână a lui decembrie și până în a treia săptămână a lui ianuarie, proiecția soarelui prin fereastra de sus a naosului bisericii, construite de Ștefan cel Mare, atinge patru puncte simbolice, care pot fi asociate foarte ușor cu sărbătorile nașterii Domnului. Obiceiurile românești din preajma solstițiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru, bradul sau stejarul, tăiat și incinerat simbolic în noaptea de Crăciun, cu taurul reprezentat de o mască, capra, țurca sau borița, care, după ce însoțește unele cete de colindători, este omorât simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neolitică a spiritului grâului sacrificat ritual la Ignatul Porcilor. Se spune că la solstițiu nu este bine să fii singur, ci trebuie să petreci în compania cuiva cea mai lungă noapte anului. În unele părți există obiceiul de a urca un deal și de a aprinde buturugi. De asemenea, se obișnuiește să se dea de pomană oamenilor nevoiași.